Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Invitații noștri de astăzi sunt trei proconsuli, adică trei membri ai formației Proconsul. Și cam asta va fi toată introducerea pe care le voi face, pentru că s-au spus, se spun și probabil se vor spune destule lucruri despre ei și mai interesant ar fi acum să vedem ce spun ei despre ei. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu sunt Bogdan Bun. Bodo, Dragoș și Robert. Și Robert. Aici sunteți voi trei. Sunt multe întrebări care așteaptă, arzătoare, le-aș zice eu, despre muzică, muzică creștină, atitudinea voastră față de deciziile pe care le-ați luat recent și care au stârnit vâlvă, despre muzica pe care o faceți acum, dar aș vrea să vă pun altă întrebare acum pentru început. Cum arată proconsulii, cum arătați voi în timpul liber? Cu soții, plimbări, ieșiri, timp liber, chestii care vă relaxează? Păi, ca orice om. Așa. Eu, dintre toți, am doi copii. Aha, sunt, nu știam. Da, sunt minunați și, cum se spune, mi ocupă tot timpul liber. Da, am puțin timp liber și ăla pe care l-am puțin așa cum el, încerc să-l petrec cu ei. De multe ori simt că nu e de ajuns. Mati, băiețelul meu care are 4 ani și, nu știu, 7 luni, este foarte energic și vrea tot timpul să ne luptăm, să vrea să facă foarte multe lucruri. Și nu faci față? Da, nu, câteodată, repet, e puțin timp, 24 de ore sunt puține. El e și la grădiniță, se vine pe la, mă rog, mă duc și-l iau, dar câteodată nu reușesc să mă descarc așa de toate problemele pe care le avem, că avem și noi destule, și atunci nu pot întotdeauna să mă cobor la mintea lui și la dorințele lui. Robert reușește mai bine decât mine, de exemplu. Cu copiii săi sau cu copilul tău? Și cu copilul meu, da? Și cu copiii mei și chiar și cu al lui, da. De ce reușește Robert mai bine? Pentru că el e mai... Am minte de copil. Ai minte de copil? Da. Bravo! Da. Dar în rest, acum... Lucrurile s-au mai ușurat puțin pentru că au crescut și când copiii sunt mici, deși aparent îi pui acolo în căruț sau în pătuț. Ai scăpat de o grijă. Așa zici că e bine, dar de fapt acum e mai interesant pentru că acum măcar înțelege ce îi spun și pot să mă înțeleg cu ei. Mie mi se pare mai ușor. Da. De soția copii. Da, cu soția mea lucrează și ea destul de mult, dar încercăm să... De acum încolo să facem cumva să petrecem mai mult timp cu ei, pentru că până acum am stat mai mult cu Nica, cu Bona, în fine. Și voi mergeți mult în diferite locuri, în turneu. Da, unde are treabă și eu am și eu locurile în care până acum o luam și pe ea mai, mă rog, acum câțiva ani, dar mai de când au apărut copiii nu putem să mai mergem împreună, pentru că nu... Și pescuit, eu chestii, nu știu. Bodo, da? Am nimerit-o. Ca să-ți răspund la întrebare și să o de la început, la mine se întâmplă în felul următor. Am deja mai mulți prieteni decât aveam înainte. Deja la mine acasă nu mai vin două, trei cupluri, așa, familii care să stea împreună la masă duminica, sâmbătă, vin câte 18-20 de persoane. Este foarte distractiv cum câteodată mă mai urmăresc paparații de la diferitele publicații din capitală, tabloide de-astea, și mă prind la metro cumpărând pește. Îmi place mult să gătesc pește pentru invitații mei. Deci, mă iau așa cu de genul, cam prins, iei pește, faci petrecere. Zic, mare petrecere, nu petrecere. Păi voi mai aveți voie să faceți petreceri? Zic, nu, petreceri foarte mari. Și lăudăm pe Domnul, zic. Și noi avem un stil de viață în a-L lăuda pe Domnul. Așa că e foarte bine când îmi vin în casă 18-20 de persoane, când eu cumpăr pește, că nu mă aștept să vin atât de mulți, cumpăr pește, de exemplu, pentru 7-8 și din se mulțește peștele. Ah! E foarte frumos, foarte frumos. Deci în timpul liber, bucătar și gazdă. Da, da, așa îmi place. Robert. Eu nu știu ce să zic despre timpul liber. Nu prea am, așa, timp liber. Dacă e să...
fiu să trădez așa, ei ar spune despre mine că aș, ar trebui să am timp liber. Exact. Dar de fapt eu mai mă ocup, mă duc la un studio unde mai lucrez și după aceea mă strâng destul de des cu frații mei. Eu sunt, să zic așa, într-o frăție de-astea, într-o unitate cu niște romi. 90% din frații mei sunt romi. Și în ceea ce privește copilul, nu mă consider așa un tată prea exemplar din punct de vedere al educației. Eu îi las totul în mâna lui Dumnezeu. Sunt foarte responsabil în ceea ce privește finanțele, rugăciunea și postul pentru copil. În rest, nu știu ce să-i fac, ce să... El crește, pur și simplu, e în grija Domnului. Merge la școală, merge la grădini. Grădiniță, are 4 ani și 8 luni. Am o fată, Noa, o cheamă. Noa? Da. Frumos. Cam asta ce pot să vă spun despre familia mea. Sunt convinsă că am mai putea stoarce de la voi multe alte detalii și scene, dar mă întrebam, pe de altă parte, trecând la planul profesional, care e rețeta de succes a la Proconsul? Umpleți sălile, vine lumea la concerte, până cere bis. Timp, da. Se cheamă că e succes, da? Nu există o rețetă de succes, există doar că ai favoare sau n-ai favoare de la Dumnezeu. Noi, chiar când eram nepocăiți, ca să zic așa, am avut tot timpul, cum să spun, am fost protejați. Noi ne fiind o formație, lumea, adică noi când am apărut pe, în peisajul muzical românesc, era într-adevăr un loc unde am putut noi să ne încadrăm, dar ce a urmat după ce noi ne-am lansat cu piesa De la Ruși, n-au fost de rău niște piese comerciale care să poată fi rapid îngurgitate de public și în niciun caz de publicul care era la vremea aia în România. Noi cântam noi cântam aceeași muzică pe care o cântăm și astăzi și care umple sările și multă lume pur și simplu se întorceau cu spate, adică tinerii care astăzi fredonează melodiile, cei de vârsta lor atunci aveau alte preferințe muzicale, erau tot felul de grupe, grupulețe, mai mult sau mai puțin vocale, instrumentale, care le captau atenția mult mai mult playback, decât noi. Zice. Imagine, playback. Nu știu, playback, neplayback, erau, da, da. Și noi am avut tot timpul, cum să spun, din punctul ăsta de vedere, deși, repet, muzica noastră nu era dintre cele mai comerciale, iată că Dumnezeu a făcut ca să ajungem într-o poziție în care nimeni nu poate să ne mai care e a voastră? Spune, da, nu. Dar voi ce ați făcut? Și noi n-am făcut nimic decât am muncit. Am ce cântat. Înseamnă am muncit? Exact asta. Am muncit înseamnă că am compus, am imprimat și am cântat în concerte. Am repetat în toată țara. În toată țara. Am mers cu mașinile. Repetat săptămânal, zice Bodo. Da. Adică n-am făcut nimic din ce n-ar face altcineva în aceeași situație ca noi. Numai că noi am avut încă un ingredient care este Dumnezeu. Ah, bine, dar sunt, uite, mulți muzicieni creștini sau care aspiră să devină în adevăratul sens al cuvântului muzicieni și lucrurile nu se mișcă. Asta înseamnă că Dumnezeu nu are față de ei bunăvoința pe care nu a avut-o față de voi? Asta înseamnă că publicul cărora îi se adresează nu au aceeași, nu-i respectă de ajuns de mult. Mhm. Este un lucru care pe noi nu l-am observat din afară. Ce înseamnă? Înseamnă că nu le plătesc muzica, că nu le plătesc aparițiile și așa mai departe. Și dar n-ar trebui, nu știu, muzica cu mesaj creștin. Voi cântați și muzică de dragoste, muzică okay. Cel mai mult, de cel mai mult, de fapt, muzica noastră este de fapt o muzică laică, dacă vrei să vorbim despre stilul nostru. Da, sau despre... pozitivă, însorită, da, foarte da, ok. Dar cu un mesaj de dragoste. Dar problema nu este stilul muzical, ci problema este, repet, publicul căruia îi te adresezi. În România, îmi place foarte mult, am citit o carte, Călătoria spirituală la trupe YouTube. Aha. Și acolo povestitorul vorbea despre ghetoul creștin. Comunitatea creștinilor din România lasă de dorit foarte mult în ceea ce privește plata drepturilor de autor, a biletelor la concert. O să vedem în seara asta ce se întâmplă, nu știu când se va difuza emisiunea, dar noi avem concert în seara asta. Uh-huh. Și o să vedem cât de multă lume o să vină dintre creștini. Pentru că este vorba de un concert, până la urmă, umanitar. Deci nu plătesc, oamenii nu plătesc, sunt obișnuiți să zică, domnule, trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face fără bani. Păi uite, și sunt organizatori care...
nimeni din muzica mondială creștină nu cântă pe gratis. Nimeni din televiziunile pe care noi, GAT-TV, TBN, Daystar, nu știu, oare, sunt foarte bine plătiți. Nu muncesc pe gratis. Reușesc să ajungă cumva la milioane de oameni care susțin, sunt parteneri, așa e foarte bun cuvântul ăsta, parteneri. Deci eu sunt partener cu tine, dacă sunt partener cu tine, tu trebuie să mă susții. Adică Dumnezeu când te binecuvântează din punct de vedere financiar, El nu te binecuvântează ca să faci tu bogății să acumulezi, ci ca să poți să binecuvântezi pe ceilalți. Să reinvestești. Oamenii nu pot să creeze muzică dacă nu sunt susținuți. Ei nu se pot concentra pe creație în condițiile în care trebuie să ducă mâine la serviciu. Exact, asta gândeam. Poate ai un serviciu și în timpul liber cânti. Nu se poate face muzică de performanță cu serviciu și cu timp, cântând în timpul liber. Noi n-avem niciun altă afacere, n-avem niciun alt serviciu și nici n-am avut. Și nici nu ne pricepem. Și nici nu ne pricepem, zice Robert. Deci problema este la ascultători, nu la formațiile creștine. Ei nu pot să progreseze pentru că studiourile nu-i susțin, niciun studio nu poate să-l imprime pe gratis. Nu poate să investească în scule și, și mai departe. La fel și cu oamenii. Oamenii, ca să poată să creeze, trebuie să aibă instrumente care costă foarte mulți bani și așa mai departe. Uh-huh. De exemplu, eu în momentul de față, bine, asta nu e ca, zic așa, să mă plâng. Poate e și vina mea. Sigur, e vina mea. Dar în momentul de față, eu am două clape prăfuite, rașchetate și am umblat în țara asta, nu și în lat. Și oricare, dar oricare, în oricare biserică am fost, clăparul de acolo are clape mai bune ca mine. Și cum poate fi interpretată asta? Adică... Da. Arată că noi ne chinuim, adică tragem, știi, banul de păr, cum s-ar spune. De asta spun că trebuie să lași pe Dumnezeu să te binecuvânteze și după aceea să reinvestești. Oricum, dacă vrem să vorbim așa cât mai pe scurt și cât mai profund, este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel prea și El are totul. Dacă tu vrei să faci o lucrare românească, ia-o tu înainte și fă, lasă-te tu de așa, du-te, ia spun servici, dar Dumnezeu nu are nevoie de... Dumnezeu ți-a făcut un nume ca tu după aceea și ți-a dat o favoare ca tu după aceea să o întorci. Și noi asta încercăm să... Noi dacă ne-am lăsat acum de cântarea, așa zis, laică, în primul rând, diferența asta de, nu este bine să o faci la pocăiți, laici și clerici. Asta e la alte culturi, la ortodoxi, la noi nu există diferența asta. Dacă încearcă cineva să facă din nou o separare din asta? Așa, nu e din Hristos, asta sigur. Și ca să revenim la muzică, ca să poți să faci muzica asta, trebuie să-L lași pe Dumnezeu să-ți dea El. Și după aceea tu, cu ce ți-a dat El, mergi mai departe în lucrare. Dumnezeu dă după măsura credinței pe care a pus-o în fiecare. Asta e scris în Biblie. Dar dacă ar fi să... De ce nu renunțați la muzica ce nu are mesaj creștin? Ca să trăiți eventual doar și să faceți doar muzică ce are mesaj creștin. Păi tocmai ce ți-am explicat, pentru că comunitatea creștină din România nu susține muzică. Nu v-ar lăsa să trăiți. Nu. Ar trebui asta. Să ne angajăm și noi să facem servicii. Eu, de exemplu, slujesc într-o biserică unde mă duc eu personal, pentru că îmi place. Fără asta, da, eu pot să fac chestia asta, pentru că... Da, dar nu iei bani din ea, nu reușești să trăiești. Nu vreau să iau bani, dar eu nu mă duc, nu cânt într-o formație în biserică. Nu sunt levit într-o biserică, eu le fac sunetul, pentru că mă pricep și eu le fac sunetul, sunt inginer de sunet la biserică. Dar discuția este în felul următor. Noi nu vrem să cântăm în biserică, pentru că biserica, oricare ar fi ea, comunitatea creștină, am foarte mulți prieteni care sunt muzicieni creștini și care sunt foarte dezamăgiți, frustrați și nu știu încotro să facă, ce să facă și ar vrea să iasă din comunitate și încearcă să coafeze textele și așa mai departe ca să poată să pătrundă pe radiourile comerciale. Și ne-am explicat că nu asta este calea. Pentru că nu e ducându-se, ieșind din... Ei nu știu să facă altceva decât să-L laude pe Domnul. Problema este că ei trebuie... Cei care organizează spectacole, cei care se ocupă chiar și voi televiziunile și radiourile, trebuie să îi începe să-i sprijiniți din interior ca mesajul lor să ajungă cât mai... Voi sunteți, de exemplu, inclusiv televiziunile creștine sunt destul de văduvite de anumite segmente unde nu pot să intre. Nu pot să intre. Degeaba, voi dați pe cablu, dar nu toată lumea vă prinde. Sau dați pe satelit, dar la fel, nu toată lumea vă prinde. Și atunci lumea
n-are cum să înțeleagă niciun mesaj. Și atunci, dar în schimb ne critică pe noi că de ce cântăm. Pentru că, iată, noi putem, din poziția în care suntem, să cântăm și oamenilor care nu sunt creștini. Aia este, și putem să cântăm și oamenilor din biserică dacă ne invită. Nu este nicio problemă. Noi nu trebuie să impunem nimic cu forță. Vrea și Bono sau Bodo? E o reală plăcere să te aud spunând un Bono, aia și Bodo. Apropo, ei sunt niște repere pentru voi. Și, dar cum să nu? A spus Dragoș exact ceea ce voiam să spun eu. Îți mai spun așa ca să mai concid un pic. Lucrarea noastră este nu în biserică, ci și am primit multe semne din partea Domnului Iisus pentru genul ăsta de lucrare. Noi nu suntem o formație care a crescut mult, are un box office foarte bun și trebuie să cânte la pocăiți. Pocăiții știu despre ce e vorba. Noi trebuie să cântăm în lume. Celor care nu știu despre ce e vorba. Ca să aducem din lume, pentru că nu mai e timp să chemăm lumea, după cum bine știți și voi. Nu prea mai este timp să mai aștepți lumea la biserică. Trebuie să ieși în lume și să dai mesajul. Voiam să vă întreb ce credeți voi despre muzica creștină românească, așa lipsită de finanțe și de respect față de cei care încearcă să o facă. Cum o evaluați? Nu primește respectul pe care spuneți că l-ar merita din După partea publicului. Noastră, anumite idei sunt foarte bune, dar realizarea lor, punerea lor în practică este jalnică, ca să folosesc un cuvânt blând. Deci, unde, cât de jos sau cât de sus e muzica creștină românească? Este atât de jos încât eu, pe oricine am întâlnit dintre prietenii mei, în timp ce eu ascult Radio Vocea Evangheliei foarte mult în mașină în București, și ori de câte ori s-a urcat cineva în mașină și era muzică românească creștină, m-a rugat să schimb post. Bine, apreciem sinceritatea ta. Chiar dacă e trist, ce rămas. Noi am încercat și o să încercăm. Dar de ce stau lucrurile așa oare? Cât putem să-i sprijinim pe muzică. Pentru, încă o dată spun, lipsa de fonduri. Să spui de câte ori ne-am rugat de Radio Vocea Evangheliei să dea piesele noastre. Da. Deci piesele voastre nu sunt difuzate acolo. Nu, dar nu are nicio importanță. De ce? Ba da, are importanță. Cum să ne Și de ce nu sunt difuzate? Pentru că au considerat că noi nu suntem formații creștine și n-au de ce să dea o formație ca noi la un post. Dar totuși, cine v-a chemat la mare evangelizare să cântați? Josh? Josh McDowell. Josh McDowell deci, v-a chemat. El și cu cei care au organizat. V-au considerat suficient de creștini. Iar atunci, eu de exemplu, nu eram întors. Și eu nu eram întors. Și tu nu erai, nu declarasești că... Chiar nu erai credincios. Și totuși v-au chemat. Nu pusese în genunchiul jos. Nu pusese în genunchiul jos și nu mă botezasem. Și totuși... Și totuși ne-au chemat, pentru că el a înțeles mesajul nostru și... Bine, Dragoș și Robert erau credincioși. Da, nu, ideea este că noi am, înainte de conferința asta la sala Palatului, cântasem în preajma Crăciunului la Râul Vieții. Răzvan a vrut să ne cunoștea pe mine și pe Robert, că știa că noi suntem creștini și ne-a rugat frumos dacă vrem să cântăm la ei, să facem un concert, să cântăm câteva piese. Și noi am cântat și atunci... a început să se, cum să spun, să se per, ca să se, ca un val. Să continue. Da, lumea a început să, dar cum au cântat, dar ce au făcut? Și probabil că ajungând la urechea lui Josh McDowell, care a venit să facă, a fost o conferință pentru tineri, nu pentru tinerii creștini, ci pentru tinerii mai ales necreștini, și era vorba despre problemele sexuale pe care le au tinerii în ziua de astăzi. Și atunci a considerat că cea mai potrivită formație care să aducă și lumea ar fi fost voi. Însă, multă lume, pur și simplu, mulți, pentru că plecau acasă după conferință, erau cu autobuze, autocare, așteptau, nu știu ce, nu foarte multă lume a rămas, iar alții s-au și potignit de chestia asta. Cum adică? Când, de ce nu cântă, nu știu, de ce an? Sau, din ce sferă au fost cei nemulțumiți? Abar n-am, cred că dintre creștini. Ceilalți care erau nepocăiți au rămas, pentru că noi... Nu se temeau de voi și da, n-aveau suspiciuni față de voi. Dar nici acum nu se mai teme nimeni de noi. Nici acum nu se mai teme nimeni de noi. După concert au fost foarte multe reacții de, în cel mai mare număr negative vis-a-vis de chemarea noastră acolo. Că noi, atunci, dar din partea cui totuși? Din partea fraților noștri creștini. Dureros. Da. Trebuie care să fie pentru voi că... Nu, n-a fost dureros dar deloc. Dar nu le luăm în seamă. Zice Bodo. Spune la microfon. Nu le luăm în seamă. Declarații oficiale. Dar de ce nu le luați în seamă? Că sunt nefondate? N-avem voie. N-aveți voie? Nu ne lasă.
Uite cum cred eu că se etichetează, cataloghează, măsoară lucrarea unui creștin sau unui grup de creștini. În timp. Că zice și acolo, după ce îi vezi cunoaște? După roadele lor. Dacă tu astăzi ești într-un anumit timp, spațiu, punct, cu lucrarea și peste 7 ani ești tot acolo, n-ai căpătat binecuvântarea lui Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu, ești achitată, ești răscumpărată, ești împreună cu toată. Dacă lucrarea n-a crescut, n-a căpătat binecuvântarea lui Dumnezeu. Cei care critică mult și stigmatizează, anatemizează, nu capătă binecuvântarea lui Dumnezeu. 100%. De ce? Pentru că, tocmai pentru că critică pe alții? Pentru că nu lucrează după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, nu vă criticați, nu vă plângeți unii de ceilalți. Nu judecați până nu a venit Domnul vostru. Sunt o grămadă cu nu. Cu nu în ceea ce vorbește fraților. Iertați ca și voi să fiți iertați și așa mai. Și mai ales fraților în credință. De 7 ori 7, că am întrebat. Deci, dacă tu critici, n-ai cum să ai propășire în lucrare. Deci n-am văzut pe nimeni să aibă propășire și să aibă vreun spirit critic în el. Normal că lucrarea se întărește prin adevărul lui Dumnezeu. Nu înseamnă să fii, să lași libertinaj sau... Deci nu sunt nici pentru asta, dar să critici așa la nesfârșit, n-ajungi. Plus că, și cu asta vreau să închei eu, așa, ca să nu fiu acut, să nu fiu caustic, să nu fiu aspru. Dacă luăm cifrele de în anii 90, 89, 90, când a fost Revoluția, și până în zilele noastre, nu s-a întâmplat nimic cu procentul de creștini. N-a crescut. Celor care au primit mesajul Evangheliei și care s-au botezat, nu a crescut. Și atunci, unde este lucrarea? În România. România încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Îmi pare rău. Și voi, în segmentul vostru muzical, aveți vreo idee cum puteți pune umărul ca lucrurile în muzica creștină românească să înceapă să se miște și muzica creștină românească să aibă un impact și să fie la nivelul la care trebuie să fie? Eu sunt mai concis așa și am să spun că exact asta facem noi acum. Noi am hotărât de anul trecut ca anul ăsta să avem foarte multe, cât putem de multe ieșiri în țară pentru a cânta cântece de laudă și de închinare pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru a le arăta celor nepocăiți că a-L iubi pe Domnul. Mulți m-au întrebat, nu mulți, câțiva ziariști m-au întrebat dacă nu cumva e o modă treaba asta cu... Marketing. Da, da, da. Și am zis, mă, dacă a-L iubi pe Tatăl Ceresc e o modă, zic, îmi place să fiu un pas cu moda extraordinar de tare și am să invit pe toți prietenii mei și toți frații mei să fie în pas cu moda. Pentru că e cea mai tare modă. Asta e cea mai tare modă. E, asta facem. Anul ăsta ne-am hotărât să facem lucrul ăsta. Pe lângă concertele și turneele noastre, pentru că suntem binecuvântați, o formație chiar binecuvântată. Și începând cu luna aprilie avem multe concerte, avem vreo 33 de orașe într-un turneu comun cu alte formații din România. 33 de weekenduri înseamnă cam tot anul ăsta ocupat până noiembrie. Frumos. În afară de astea vor fi, cu ajutorul Domnului, multe concerte cu muzică de închinare și de... De altfel, voi nu vă prea sfiți. Am fost la un concert într-un local unde care nu are de-a face cu Dumnezeu și nici organizatorii vă chemaseră pentru un concert cu muzică de dragoste, așa? Și ați cântat cântece creștine. Este foarte frumos pentru că... I-ați buimăcit pe oameni acolo. Îmi place cum spune dragoste. O să-l las doar în intro și o să-l las pe el să spună. Noi ne place... Ne simțim tare bine ca pe toți colegii noștri din... Breaslă, din Breaslă asta a muzicienilor din România. Colegi care se simt, artiștilor care se simt deznădăjduiți, simt că nu mai pot face nimic în România, simt că nu au cum să răzbească. Dacă încep să le vorbești, și aici o să le las pe dragoste să spun ce le vorbește și cum își dorește și ce se întâmplă. Să se întâmple cu ei, e foarte bine. Deci Dragoșel, artistică, e ideea lui. Nu e ideea mea. Noi nu avem nicio idee. Noi avem vreme să urmăm pe Dumnezeu și atunci ceea ce facem vine de la el. Nu avem idei, că dacă am fi cu idei de la noi, n-ar fi așa de bine. Ar fi idioți.
Ceea ce a pus Dumnezeu în noi poate să ajungă mai ușor prin intermediul nostru la colegii noștri artiști care încă nu sunt întoși la Dumnezeu și care în aceste momente de criză planetară, mondială, fie că recunosc, fie că nu... O duc rău. Nu că o duc rău. Dar sunt în fierbere. Spiritual au nevoie de Dumnezeu. Îl caută. Nu știu unde să se ducă, nu știu pe cine caută și ce vor de fapt, dar își dau seama că ceea ce au, bani, succes, frumusețe sau notorietate, nu este de ajuns. Și toți, sau marea majoritate dintre ei au început să-și pună întrebări și sunt foarte, cum să spun eu, deschis să primească, numai că n-are cine să le spună. Pentru că în România, probabil că și în celelalte țări, titulatura asta de creștin, sau cum e în România de pocăit, este ca un stigmat, nu este ca o calitate. E adevărat că este în mare parte vina noastră sau a celor care nu reușesc să fie lumina acolo unde sunt puși să-și desfășoare activitatea. Pentru că Domnul Iisus nu a spus să ieșim din lume, a zis, eu nu vă trimit să fiți lumină. Nu a spus să ne retragem în biserică, să stăm noi între noi așa și să ne criticăm unii pe alții în spatele internetului, sub nickname-ul de-astea care de care mai creștine și să mergem și să vestim Evanghelia. Și ea nu poate fi, se pare că păstorii sau posturile de radio și televiziune n-au acces la marea, chiar peste tot. Chiar peste tot. Și atunci iată că Dumnezeu a găsit o soluție și pentru cei pe care nu și cei care nu se duc la biserică. O mare nu... parte din asta este sunt niște cuvinte profetice pe care eu le-am auzit în acum vreo, cred că 3 ani sau 4 ani când am început eu mi-am pus satelit și mă uitam pe posturile creștine din străinătate și la Agat TV a fost un pastor din America care a anunțat că s-a înființat o societate creștină în America care cuprinde 100.000 de oameni care sunt vârfuri în toate domeniile, din sport, artiști din America, doctori, ingineri, cercetători și care și-au dat seama, Dumnezeu le-a spus, duceți-vă în Occident, în Asia și în Africa, este o trezire foarte mare și în China, bineînțeles, în Singapore, se întorc cu milioane sau cu... Și în Coreea. Și în Coreea. Dar în Occident, în vestul Europei și în Statele Unite, unde populația majoritară este creștină, acolo bisericile și oamenii sunt adormiți și nu datorită bunăstării sau problemelor sau și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu a zis, duceți-vă voi la ei. Nu-i mai aștepta să vină ei la biserică, duceți-vă la ei și la treziți. Și ei au nevoie de modele. Au nevoie de oameni la care să se raporteze și care, datorită bunătății de Dumnezeu, au ajuns în ipostaza sau în postura să poată să spună, uite, cum m-a binecuvântat pe mine Dumnezeu, deci se poate. Și atunci oamenii reușesc să capete din nou speranță. Pentru că lumea nu mai are speranță, nu știu unde să se ducă, e criză peste tot. Aoleu, ce facem? E cu tremur, a venit tsunami. Da, dar Dumnezeu este deasupra tuturor. Mulțumesc, Dragoș, Bodo. Fiți binecuvântați. Amin. Și Robert. Mulțumim și dumneavoastră, prieteni. Sperăm că întâlnirea aceasta a iscat scântei. Și rămânem cu un fragment din concertul Proconsul. Până data viitoare, toate cele bune, multă credință!